puteți transmite din partea primăriei un minim, astfel încât pe zona 0 unde suntem, cum e și la parcări, da? Ăsta este tariful de la care să plecăm cu contractele. Deci nu știu ce să stabilesc. Că pot să zic 1000 de lei pe metru. Ele trebuie să treacă prin procedură. Păi da, dar eu ce să fac? Păi eu trebuie din Consiliul de Administrație să-i dau răspuns. Da sau nu? Altfel, pare că toți ne-am hotărât să-i dăm domnului cu 300 de lei un spațiu cerut. Nu neapărat cu 300 de lei. Nu, am zis așa. Am zis așa. Dacă nu facem procedura, dacă nu există nicio astfel de mod de atribuire. Suntem atâția oameni mari și ce să fac? Mărim chiria. Toată lumea de acord e o chirie mică, da? Cât o măresc? Pentru că eu semnez. Cât o măresc? Păi la cât? Care este chiria zonei? De unde eu iau legal chiria zonei ca să-i argumentez că i-am făcut 1000 de lei pe metru pătrat de la 2000? O să iau legătura cu aparatul de specialitate să ne dea niște direcții și să avem niște discuții serioase vis-a-vis de felul în care se fac evaluările și cum și unde sunt acele rapoarte. Poate le mai caută și le găsesc într-un final. Bun, atunci o să revenim cu niște informații suplimentare, dar la momentul ăsta nu pot să vă spun că este normal să prelungim sau să nu prelungim contractul. Deci cel mai bine este să nu ne apropiem de el deocamdată până nu avem toate informațiile. Da, am luat la cunoștință solicitarea dumneavoastră de continuarea acestui contract pe perioadă de 4 ani de acum încolo. Și eu personal consider că nu este oportun. Da, puteți să considerați orice doriți dumneavoastră. Întrebare, de ce nu vreți să le luați prin real, cum închiriază toată lumea? De ce nu închiriați prin sistemul ăsta transparent care este pus la dispoziție? Este licitație publică, mergeți acolo, vă prezentați, depuneți solicitarea și vi se atribuie un spațiu. Adică, de ce nu mergem pe calea asta legală? Dar eu nu pot să vă dau un răspuns. Nu, că nu-l am. Nu ne conformăm legii și tot așa. Nu v-aș spune viitorul cum sună. Dar a venit tot am nepregătit. Am zis să scriem în Consiliul de Administrație. Zic, nu sta. Ce trebuie să scriem? Pentru că ceea ce scriem în Consiliul de Administrație va fi răspunsul pe care îl dăm către firmă, nu? Că ne văzut de ONG. Da. Păi să scrieți așa pe 3 luni. Deci nu pot să scriu pe 3 luni, pentru că e discriminare. Că la tot înainte, unde am văzut documentele din ONG și de un an, nu am nimic care să-mi spună că pe 3 luni, dar sunt ceva. Păi na, păi mă încercez. Păi zic, atunci am anulat procesul verbal, că zic, n-are rost să-l las început aici, îl anulăm. Când dumneavoastră sunteți pregătiți, veniți înapoi, dar i-a spus, trebuie să dăm răspuns până să intrăm în vacanță, să ne întoarcem în 2 mai. Nu pot să dau răspuns în 2 mai. Nu mă ajută nimeni atunci dacă dau în 2 zile. Și a rămas acum vineri dimineață, nu o să fac acum nimic, da? Doar foamea asta după spații și după ce caută ei. Și a rămas în auzim vineri dimineață, că dacă nu cel târziu în luni, o să fie pregătit. Bine. Pregătiți-vă din partea mea, nu o să aibă cum, pentru că procedura trebuie făcută prin Consiliul Local, da? Așa. Și a rămas așa, vine dimineața, mă aud cu el, dacă nu vin, și dacă nu, noi dăm răspuns, că până la elaborarea unui procedur, dar nu mai mult de un an de zi,